Și acest lucru dă o dublă însemnătate în momentul acesta de 5 octombrie. Pe de o parte, sărbătorirea celor 50 de ani de la înființarea instituției, pe de altă parte, Ziua Mondială a Educației. Sunt emoționat, am avut mai devreme o întâlnire cu toți inspectorii generali care din 1968 au ocupat funcția pe care astăzi eu o ocup, deci din 68 și până astăzi, toți cei care mai sunt în viață. Și a fost o întâlnire plină de emoții, o întâlnire plină de încărcătură, pentru că s-au derulat momente din istoria noastră, spuse cu tâlc, cu har și, bineînțeles, cu mult profesionalism. Le mulțumesc colegilor mei că au participat și că participă în continuare la evenimentele zilei. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă ca astăzi, la 50 de ani, eu și colegele mele să fim în fața dumneavoastră și să putem spune tuturor din sistem la mulți ani educație, la mulți ani învățământ argeșean și național.